Salutare și bine ați venit pe canalul meu. Azi o să vă prezint un mod de a prepara peștele. Am aici 4 bucăți de pește, cod mai exact, vom prepara cod și îl vom face în hârtie de sac. Este rețeta pe care o făceam noi în familie, cred că de când eram copil. Cel mai des preparat din pește. Era pește făcut în hârtie de sac. Dacă doriți și alte moduri de a prepara peștele, am în descriere două linkuri pentru încă două tipuri de preparate cu pește, pe grătar și pește în saramură. Pentru această rețetă vom avea nevoie de lămâie, ceapă, usturoi și eu mi-am făcut un mix de condimente, adică oregano, busuioc, cimbru și câțiva fulgi de chili, ardei iute pe românește. Mai avem nevoie de sare, piper și eu voi folosi untură. Și prima dată începem să curățăm ceapa. Vom prepara și lămâile. Eu voi decoji lămâia ca pe portocală și o voi tăia după aceea, pentru că n-am încredere în coaja ei și de aceea o pur și simplu o decojez și o tai. Am terminat și cu lămâia. Acum vom avea nevoie de câteva căpățâni de usturoi, sau mai bine de câțiva căței de usturoi. Cred că o căpățână de usturoi o să ajungă pentru 4 pești. Eu atât o să prepar astăzi. Și usturoiul tăiem bucăți mai măricele. Am venit cu hârtia de sac, așa cum îi spunem noi. Lăsăm fundul deoparte și ne pregătim să condimentăm peștele. Voi folosi o mănușă pentru că trebuie să luăm untură și ungem hârtia prima dată. Dacă nu aveți untură, cred că o găsiți și în comerț. După ce am pus untura, luăm sare și dăm peste untură cu sare. Acum, fiți foarte generoși cu sarea pentru că ea nu o să intre foarte mult în pește, pentru că peștele îl lăsăm cu pielea pe el, deci nu o să desface. Și el o să ia cât trebuie. Și o să-l ajute foarte mult și la gătit. Luăm ceapa acum și punem ceapa peste. Acesta va fi primul strat. Peste ceapă punem lămâie și foarte puțin usturoi. Venim și cu un pic de condimente și peste ce este aici așezăm peștele. Peste pește venim iarăși cu aceleași straturi. Un pic de condimente, ceapă, usturoi și lămâie. Băgați și două felii de lămâie în pește. Un pic de ceapă și usturoi. Urmează să-l înfășurăm ca să nu pice legumele după el. Luați frumos prima dată, puneți pe el și băgați mâna un pic de desubt. Cam acesta este. Uite așa îl faceți. Trebuie să arate peștele nostru pe care îl vom pune pe grătar. Dacă nu stă hârtia, puteți să le legați chiar cu o mică sârmă, pentru că nu influențează nimic.
Eu, ca să fiu sigur că nu se arde peștele, voi pune și al doilea strat de folie și după aceea îl voi lega cu o sârmă. E mult mai sigur așa și nu trebuie să stau mereu lângă el sau întorc sau să fiu foarte atent. Vor fi foarte multe straturi și peștele aproape că e imposibil să-l ardeți. Acum îl voi lega cu o sârmă și este gata de pus pe grătar. Imediat o să facem focul și continuăm rețeta. Am adus și sârma, o voi face în două. Și îl voi lega doar într-un singur loc. Peștele e gata pentru grătar, cam așa trebuie să arate. Ideal ar fi să-l lăsați în hârtie, măcar 20 de minute, o jumătate de oră, ca să înceapă să tragă el din aromele de la ceapă, usturoi, cimbru, busuioc și oregano și ce mai puneți dumneavoastră. Eu îl las 30 de minute și după aceea cu el pe grătar. Am făcut jarul, este gata. Să aveți grijă să nu aveți flacără pe grătar pentru că o să ardeți hârtia. Și le punem. Eu am și niște ciuperci pe grătar pentru că o să le servim cu pește. Am tăiat în hârtia pe lateral, că era foarte multă, și mi-am încăput toți cei 4 pești. Să știți că la acest pește, hârtia de deasupra o sardă, să știți, pentru că e normal, e o hârtie uscată și o sardă. Dar dacă ați pus sare și untură, sau dacă nu unt, puteți folosi și unt, nu o să ajungă până la pește, adică să stați liniștit. Dacă vedeți că ia foc hârtia, dați cu un pic de apă, dar foarte puțină apă. Așa trebuie să arate peștele. E un pic ars, dar să știți că înăuntru nu are nimic. Peștele e gata. Îl vom desface să vedem cum a ieșit. Vedeți că pe deasupra el e ars. Dar îl vom desface acum și vedem cât de ars e înăuntru. Așteptam, peștele nu-i ars deloc înăuntru. Frige un pic și mi-e cam greu să-l iau, dar ușor. Cam așa e și peștele. După cum vedeți, nu este deloc ars, exact cum v-am spus. Dacă se arde folia sau ia un pic foc, nu e nici cea mai mică problemă. După cum am văzut, peștele nu s-a ars deloc. Condiția e să puneți grăsime, adică eu am pus untură, puteți să puneți și unt, și un strat generos de sare. Foarte important, ca să nu se lipească. Aceasta a fost rețeta de astăzi. Ați văzut că preparatul nu este foarte complicat, dar trebuie să fiți atenți atunci când îl puneți pe grătar, să nu fie foarte încins, pentru a nu lua foc hârtia prea tare. În rest, e foarte ușor de făcut. Dacă respectați pașii pe care vi-am arătat în clip, o să vă iasă un pește perfect. E foarte greu să-l ardeți pe acesta, pentru că dacă îl înfoliați în două rânduri de hârtie, o să vă iasă foarte bine. Dacă nu găsiți hârtie de sac, vă sfătuiesc să o înlocuiți cu hârtie de cop, decât că aveți nevoie de mai multe straturi, pentru că hârtia de sac, așa cum îi spunem noi, e foarte groasă și de aceea nu am nevoie să o împachetez de foarte multe ori. Luați hârtie din comerț, o împachetați de cât mai multe ori, să aibă cel puțin 4-5 straturi și după aceea o puneți pe foc. Cam aceasta a fost rețeta de astăzi pentru pește. Dacă doriți să-l gătiți și în alt mod, mai am încă două clipuri pe canal. O să las în descriere linkuri. Dacă v-a plăcut ce ați văzut astăzi, vă aștept în continuare și la următoarele rețete. Și apăsați butonul de like, abonați-vă la canal, pentru că vor fi din ce în ce mai multe rețete interesante și o să vă ofer multe idei de rețete noi. Așa că vă aștept la următoarea rețetă. La revedere!